Bună dimineața! Aproximativ 12.000 de români se află anual că au cancer de sân, iar patologia sânului a urcat pe primul loc în topul afecțiunilor oncologice la nivel mondial. Vestea bună pentru România este că numărul de cazuri noi este mai mic în țara noastră decât în alte țări europene. Vestea proastă este că rata de conservare a sânului este mult mai scăzută în România, iar asta din cauza faptului că pacientele ajung la medic abia când boala este într-un stadiu avansat. Chirurgul Linda Canan ne spune cum putem preveni această gravă maladie. Așadar, doamna doctor, putem să vorbim despre autoexaminarea sânilor în trei pași, așa. Ce ar fi necesar să știe toate femeile care ne ascultă sau chiar ne privesc? Da, ar fi necesar ca femeile să-și examineze sânii lunar. Este foarte importantă examinarea, deoarece este parte din prevenția cancerului mamar sau a oricărei leziuni care poate să apară la nivelul sânului. Examinarea sau autopalparea se efectuează fie în decubit dorsal, adică pe spate, fie în ortostatism, adică în picioare, și cel mai frecvent și recomandabil ar fi să o facă pacienta lunar la duș, poate în timpul unui duș o autopalpare prin niște mișcări rotative care să cuprindă tot sânul, toate cadranele sânului și, de ce nu, și axila. Când ar trebui să mergem la medic? Ce ar trebui să ne ridice un semn de întrebare în momentul în care facem această autoexaminare? Orice modificare la nivelul sânului ar trebui să ne ridice un semn de întrebare și să ne adresăm unui medic, unui specialist în acest domeniu. Un nodul la nivelul sânului, o formațiune tumorală palpabilă la nivelul sânului, o adenopatie axilară care din nou poate să fie un nodul palpabil în axilă, o îngroșare tegumentară sau o retracție a pielii, o secreție mamelonară. Deci orice modificare neobișnuită la nivelul sânului ar trebui să ne ducă cu gândul la medic. O modificare care nu ar trece în cât timp? Poate e doar ceva de moment. Desigur că foarte multe, aproape 9 din 10 noduli din sân sunt în general leziuni benigne. O leziune care n-ar trece, să zic, în câteva zile, săptămâni sau chiar o lună, ar fi de preferat să fie văzută de către un specialist în domeniu. Există anumite simptome ale cancerului de sân despre care ar trebui să știm, în afară de aceste mici simptome pe care le-ați menționat? Cancerul doare, de exemplu? Cancerul doare, rar, dar poate să se prezinte și sub această formă. În general, leziunile dureroase nu prea sunt de tip cancerigen, dar pot fi și excepții. Cancerul se mai poate prezenta și sub o mastită carcinomatoasă, de exemplu, și atunci orice inflamație, edem, roșață la nivelul sânului, fără o tumoră palpabilă, ar trebui să ne ridice un semn de întrebare și să ne adresăm către un medic. În afară de această autopalpare, ce am putea face ca măsură de prevenție să nu ajungem la un cancer de sân? Pe acest subiect aș vrea să mă axez, și anume pe un screening periodic. Cel mai indicat în cazul pacientelor sau doamnelor peste 40 de ani ar fi o mamografie anual sau o dată la 2 ani. Alte investigații care ar putea să fie făcute de paciente ar fi o ecografie la pacientele sub 40 de ani sau chiar în anumite situații un RMN mamar. Care sunt semnele de cancer pe care poate nu le cunoaștem atât de bine? Poate nu s-au prezentat până acum, poate nu sunt atât de la îndemână nici în mediul online, pentru că știm că prima dată când simțim ceva neobișnuit la corpul nostru, căutăm pe internet. Păi, după cum ziceam, o retracție areolo-mamelonară, adică retracția complexului areolo-mamelonar, care poate să fie, să treacă cu vederea în anumite cazuri, ar fi un semn precoce de cancer. Mastita carcinomatoasă, din nou, care poate fi confundată cu o mastită infecțioasă sau în timpul unei alăptări, pacienta poate să se gândească că este o mastită infecțioasă sau inflamatorie și să, de fapt, să ascundă un cancer incipient și să se manifeste ca o mastită. Descoperit în stadii incipiente, cancerul de sân se poate vindeca? Da, cancerul de sân se poate vindeca în stadii incipiente și pe lângă că se poate vindeca, poate să fie ca și intervenție chirurgicală o intervenție conservatoare, adică se poate conserva sânul și nu mai este necesară mastectomia într-un stadiu incipient și atunci psihicul pacientei este mult mai bun, mai relaxat, pacienta își păstrează stima de sine în momentul în care nu este extirpat în totalitate sânul.
Desigur că această intervenție este urmată de radioterapie, dar ca și vindecare sunt șanse mari de succes și de vindecare conform studiilor în acest domeniu. Ba chiar ultimele studii au demonstrat că tratamentul conservator este superior mastectomiei în ceea ce privește supraviețuirea la distanța pacientelor. Apropo de psihic, pentru că știm că e foarte important pentru femei să fie cu totul așa bine din punct de vedere al aspectului fizic, din experiența dumneavoastră, femeile suferă din această cauză și nu se prezintă la medic atunci când văd o denivelare, văd o modificare la nivelul sânului, de teamă că vor rămâne fără sân? Cred că asta este marea problemă în raport cu prezentarea la medic în momentul în care pacienta simte o modificare la nivelul sânului. Cred că este teama și preconcepția că ajunge să rămână fără sân în cazul în care este descoperit un neoplasm. Și atunci, da, cu siguranță, psihicul și teama de acest diagnostic crunt împiedică pacientele de a se prezenta la timp la medic. Ce mesaj avem pentru aceste femei? Că până la urmă asta e cel mai important, în afară de faptul că n-ar trebui să ne fie teamă să mergem la medic în caz că vedem o modificare a sânilor? Păi, mesajul de luat acasă este că în ziua de astăzi cancerul se tratează, că se poate conserva și sânul, deci nu mai este necesară extirparea glandei mamare și nu mai este necesară mastectomia în toate cazurile. Și atunci există speranțe. Există niște factori de risc care țin de noi, desigur nu genetic, neapărat. Da, țin și de noi anumiți factori, și anume alimentația, sedentarismul, tutunul, alcoolul, pot fi factori care predispun la apariția neoplasmului mamar. Deci, ca și recomandare, poate un stil de viață sănătos, mișcare de 3-4 ori pe săptămână, o alimentație sănătoasă, după cum ziceam, hidratare corespunzătoare și menținerea BMI-ului, adică indicele de masă corporală, greutății în limite normale. Au fost niște studii recent apărute cu privire la faptul că și lipsa somnului ar duce la apariția cancerului de sân. Ce legătură ar fi între lipsa somnului și acest gravă maladie? Stresul probabil ar putea fi o legătură cu apariția acestei maladii. Studiile într-adevăr au studiat și lipsa somnului și stresul în apariția neoplasmului mamar și aș vrea să mai adaug faptul că și tratamentul hormonal sau poate anticoncepționalele pot fi un factor de risc pentru apariția neoplasmului mamar. Apropo de alimentație și ce spuneați că trebuie să ducem un stil de viață sănătos, mai era și mitul, sau să-mi spuneți dacă nu este un mit, apropo de consumul de soia. Dacă avem un cancer de sân, n-ar trebui să consumăm soia. Nu există nicio corelație între soia și apariția cancerului de sân sau alimentele pe care le putem consuma, cum ar fi sau carnea, sunt strict mituri și nu au nicio corelație cu apariția cancerului de sân. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Mulțumesc și eu pentru invitație. Europa continuă să constituie unul dintre continentele cu cea mai crescută incidență a cancerului de sân. Practic, la fiecare 2 minute, o femeie primește acest diagnostic și la fiecare 6 minute, o pacientă pierde lupta cu boala. Deși constituie o suferință extrem de traumatizantă pentru femei, cancerul mamar poate fi prevenit și dacă este descoperit în stadii incipiente, se tratează și se vindecă. Așa că până data viitoare, sănătate multă!